Sufletul este, a spune, partea rațională din om. Trupul este partea biologică. Dar nu se poate unul fără altul. Dacă am fi doar suflete, am fi îngeri. Dacă am fi doar trupuri, am fi animale. Dar mixajul acesta pe care Dumnezeu l-a făcut între înger și animal s-a transformat în om. Cât este de important această mărturisire a păcatului și ce mai poate fi considerat astăzi păcat? În limba greacă, unul din semnificațiile, una dintre semnificațiile cuvântului păcat, termenului de păcat, s-ar mai traduce prin ratare. Păcatul este o ratare. De ce? Omul niciodată nu s-a străduit să învețe, să controleze ceea ce se întâmplă cu el. Cel mai mult dintre noi trăim iraționali. Slavă Domnului că sunt legile lumești care să ne țină un frâu puțin. Slavă Domnului că sunt frica de boală și de moarte. Că altfel, cred că am trăit profund iraționali. Cum învățăm să iertăm, Părinte? Lucrurile sunt cam simple în viața spirituală, adică noi le complicăm și avem impresia că a trăi creștinește este imposibil. Dar vedem că omul care merge spre Sfânta Împărtășanie la fiecare liturghie și își împlinește canonul de împărtășanie, în preambulul canonului spune așa: dacă ești certat cu fratele tău, lasă darul tău în ușa bisericii, du-te și te împacă și apoi te întoarce la biserică. Și cu trupul Domnului să te împărtășești și grijă să ai, pentru că foc este. Suntem, chiar dacă avem 40-50 de ani, ca niște copii mici în magazinul de jucării și ne dăm cu fundul de pământ pentru că vrem jucării. Nu contează dacă tati are sau nu are bani, noi vrem jucării. Ține de exercițiu. Arta de a fi creștin înseamnă cu maturizare, din punct de vedere sufletesc, din punct de vedere al modului de a trăi, din punct de vedere al vieții. E o maturizare. Și înveți să trăiești cu un pătat în tot, în tot ce faci și cu sens. Și credeți-mă, atunci când mănânci o prăjitură meditând, adică nu o bagi pe gură toată și o îndești în gât și o înghiți pur și simplu hămesit de foame. Deci, dacă Domnul s-a împăcat cu noi, ne-a iertat. Și ne-a iertat atât de mult încât ni s-a dat să-L mâncăm. Există o vorbă, te-aș mânca de drag. Ei, cu Domnul noi chiar facem asta, Îl mâncăm de drag. Dacă Domnul ne-a îngăduit să-L mâncăm și să ne unim cu El, că ne-a iertat și ne iubește, cum să mănânci carnea altui om, că asta în tradiția duhovnicească, asta certa cu un om este, înseamnă a te hrăni cu carnea lui. Pentru că în fiecare clipă în inima ta se rostogolesc gânduri de judecată, de ceartă, de mânie asupra celui om. Deci dacă ești chemat la împărtășire cu Domnul iertării, tu trebuie să fii un om care iertat. Dar pentru că rugăciunea Tatăl nostru este atât de profundă și de frumoasă, viața creștină stă în mâinile noastre și ne iartă nouă greșelile noastre. Precum și noi iertăm greșiților noștri. Păi altfel nu se poate. Deci asta e o condiție, este o condiție duhovnicească profundă pentru a avea pace în sufletul tău. Pentru că atunci când ierți, de fapt nu mai porți poveri în inima ta. Și atunci principalul mod de a tămădui un om este să învețe să ierte și ce nu poate ierta să pășească peste sau să uite.